Domnului, serviciul din după masa aceasta se încheie. Următorul serviciu în casa Domnului este marți seară, începând de la ora 6, unde vom avea un serviciu de rugăciune și frații și surorile care vor avea casă, ne vom ruga pentru ele. Noi știm că Dumnezeu a făcut multe vindecări în mijlocul nostru și multe semne, chiar și minuni, și mulțumim Dumnezeu pentru aceasta și credem că și marți seară Dumnezeu, Cel care ne-a iubit și ne-a călăuzit până aici, va fi cu noi și va face și marți seara. Deci vă îndemn în numele Domnului, cei care n-ați mai fost marți seara aici, veniți și marți seara. Veniți să vedeți cum ne bucurăm și cum slujim Domnului, că noi vă iubim pe toți. Și mulțumim Domnului pentru frații care au vrut să ne viziteze și zic că Domnul să vă răsplătească cu viața veșnică. Amen. Amen. Cu harul și pacea Domnului, biserica se liberează.